Toată lumea știe că fumătorii au un risc mai mare de a face cancer pulmonar, de a dezvolta o bronhopneumonie obstructivă cronică, boli de inimă și alte numeroase probleme de sănătate. Chiar dacă știm pericolele cauzate de fumat, de multe ori este greu să renunțăm la această dependență. Dacă am încercat toate metodele să ne lăsăm de fumat și nu am reușit, putem încerca măcar să ne protejăm și să ne curățăm plămânii de nicotină și gudron. Autorii rețetei pe care o vom prezenta garantează că organismul se va curăța de nicotină în doar 3 zile. Este important să știți că înainte cu 2 zile de începerea tratamentului, să nu consumați produse lactate. De fapt, dacă veți consuma produse lactate, acestea vor încetini sau chiar vor opri procesul de detoxifiere a organismului. Cu o seară înainte de a începe detoxifierea, serviți ceaiul verde preferat. Pașii care trebuie urmați. Pasul 1. Stoarceți 2 lămâi și diluați sucul obținut cu 300 ml de apă. Se bea dimineața înainte de micul dejun. Pasul 2. Pe parcursul zilei, beți 300 de ml suc din ananas sau grapefruit. Alegeți care vă place mai mult. Sucul se bea proaspăt stors. Dacă nu vă place gustul, puteți să-l diluați cu puțină apă carbogazoasă. Ambele fructe curăță foarte bine plămânii. Pasul 3. Beți 300 ml suc de morcov proaspăt stors în perioada dintre micul dejun și prânz. Sucul de morcov alcalinizează sângele, acest lucru stimulând procesul de detoxifiere. Pasul 4. În timpul cinei, beți 400 ml de suc bogat în potasiu. Sfecla roșie, pătrunjelul și roșiile conțin potasiu din abundență. Dacă sucurile de legume nu vă sunt pe plac, atunci consumați cât mai multe smochine și migdale în decursul acestor 3 zile. În caz că nici acestea nu sunt pe placul dumneavoastră, o ultimă scăpare ar fi să mâncați o cantitate din legumele mai sus amintite, necesară pentru producerea a 2 pahare de suc, a câte 200 de ml fiecare. Pasul 5. Înainte de somn, beți un pahar mare de suc de afine. Afinele distrug bacteriile acumulate în plămâni datorită contaminării. Pasul 6. În aceste 3 zile, va trebui să acordați 20 de minute unei băi fierbinți. Apa fierbinte ajută organismul să elimine mai ușor toxinele. Pasul 7. Uleiul de eucalipt de asemenea poate fi adăugat la această procedură. Încălziți apă într-un castron. Apa nu trebuie să fie fierbinte. Turnați în ea 5-10 picături de ulei de eucalipt. Poziționați capul deasupra castronului și acoperiți-l cu un prosop. Inhalați aburul până când apa se va răci. Sunt multe reguli de respectat și multe lichide de băut în aceste 3 zile, dar sacrificiile își merită rezultatul. Trebuie spus că și alimentația poate juca un rol important în menținerea sănătății pulmonare. Iată care sunt cele mai bune alimente ce ne ajută să avem plămâni curați și funcționali. Legume crucifere. Legumele crucifere sunt cele care fac parte din familia verzei. Acestea conțin antioxidanți puternici
care ajută în mod natural corpul să elimine toxinele, inclusiv de la nivelul plămânilor. De aceea nu ezitați să includeți în dieta zilnică brocoli, conopidă, varză și varză de Bruxelles. Alimente care conțin carotenoizi. Carotenoizii sunt acei pigmenți care dau culoare galben-oranj fructelor și legumelor. Potrivit studiilor științifice, carotenoizii sunt capabili să reducă riscul dezvoltării cancerului de plămâni. Morcovii și dovleacul sunt alegeri ideale în sezonul rece pentru a vă asigura doza de beta-caroten. Acest antioxidant este transformat în vitamina A, care contribuie la prevenirea astmului. Alimente care conțin omega-3. Acizii omega-3 sunt esențiali pentru sănătatea generală a organismului. Studii preliminare indică faptul că alimentele bogate în omega-3 au un efect benefic asupra astmului. Cele mai bune surse de omega-3 sunt peștii oceanici, ton, cod, macrou și așa mai departe. Dar acești acizi sunt prezenți și în nuci și semințe de in. Alimente bogate în acid folic. Acidul folic este absolut necesar pentru a lupta contra procesului degenerativ pulmonar și în prevenția tumorilor. Legumele verzi, spanacul, sparanghelul, fasolea verde, dar și sfecla roșie, sunt surse excelente de acid folic. Usturoiul. Datorită proprietăților antiinflamatorii, usturoiul rămâne un aliment de bază atunci când vine vorba despre infecții respiratorii. În plus, alicina din usturoi distruge radicalii liberi și contribuie la ameliorarea astmului. Merele. Avem un motiv în plus pentru a mânca mere în fiecare zi. Flavonoizii și gama completă de vitamine din mere ajută la menținerea funcției respiratorii în stare bună și prevenirea dezvoltării afecțiunilor pulmonare. Ghimbirul. Ghimbirul este un adevărat aliment-medicament care poate fi adăugat atât la feluri principale de mâncare, cât și în deserturi sau sucuri de fructe. Datorită proprietăților antiinflamatorii dovedite științific, ghimbirul protejează plămânii de efectele poluării. Ceapa. Ceapa curăță foarte bine plămânii. Aceasta ajută la prevenirea multor boli, inclusiv infecții la plămâni. În cazul în care cancerul deja s-a dezvoltat, ceapa previne creșterea de noi celule. Ceaiul de ace de pin este folosit în mod tradițional pentru gargară, dar poate fi un aliat excelent împotriva cancerului pulmonar. Bolile pulmonare sunt unele dintre cele mai comune afecțiuni medicale la nivel mondial. Afecțiunile respiratorii variază de la stadiul de ușoare până la a pune viața în pericol și includ unele boli cum ar fi astmul, pneumonia, cancerul pulmonar, bronșita, fibroza chistică și multe altele. Exercițiile fizice, renunțarea la fumat și evitarea poluării sunt căile cunoscute de oameni pentru a asigura sănătatea pulmonară. Detoxifierea are cel mai important rol în funcționarea plămânilor. Aceasta previne apariția infecțiilor, reduce riscul de cancer și îmbunătățește capacitatea pulmonară. Nu uitați că plămânii ne ajută să respirăm profund, să facem sport, să înnotăm, să cântăm, să ne relaxăm, să ne oxigenăm sângele și celulele și să simțim mireasma florilor.
respiratul ne ajută sau chiar ne salvează în anumite situații dacă știm cum să ne păstrăm sănătatea plămânilor și a aparatului respirator.